Salut, salut, felicitări! Chiar să fii desemnat omul meciului la primul meci pentru FCSB, presupun că nu te așteptai, nu? Bună seara! În primul rând vreau să mulțumesc suporterilor, au fost extraordinari. Cum ai zis tu, nu știu dacă mă așteptam, dar am muncit pentru acest lucru, să câștigăm acest trofeu și mă bucur și pe plan personal. Pentru cine ai dedicat golul? Pentru familia mea. Glumim puțin, cred că ai și uitat câte supercupe ai câștigat, nu? E a treia consecutivă. Da, am câștigat. Este a treia, cum ai spus tu. Sper să o câștig și la an. Este mai dulce aceasta pentru că e practic meciul tău de debut în tricoul FCSB-ului. E primul gol pentru FCSB. Da, putem să spunem așa. Este debutul meu. Am reușit să înscriu. Sper să continui tot așa și până la urmă, cum am zis, a fost o finală și trebuia câștigat. Ai vrut să îți intre toate, cred că de-aia ai și ratat, pentru că de obicei tu nu ratezi din pozițiile alea. Da, chiar am ratat două ocazii foarte mari. Așa este și... Determinarea asta, da, nu? Că-i primul meci. Da, nu știu, a fost așa primul meci, am vrut să înscriu primul gol și după aceea... Cred că la meciurile următoare o să fie mult mai bine. Cum te-ai integrat aici și cât de diferit e totul față de ceea ce era la Sepsi? Cred că băieții m-au primit foarte bine, m-am integrat foarte bine. Până la urmă, la meciuri, să zic așa, te integrezi, ai relații, faci relații de joc cu colegii până la urmă, dar și la antrenamente... Am muncit bine în cantonament și zic eu că ne-am pregătit foarte bine pentru acest meci. Marius, pe lângă trofeele cu care te lupți împreună cu echipa pentru sezonul acesta, care ar fi provocarea pe care ți-o dorești tu pentru tine? Ce anume îți propui, ce obiectiv ai și dacă și național ai unul dintre acestea? Obiectivul nostru și al meu principal a fost să câștigăm acest meci, după aceea să intrăm în grupele Champions League și titlul. Mulțumesc și eu.